Reprezentanții companiei de apă asigură consumatorii că echipele de intervenție vor depune toate eforturile pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la parametri optimi. Singurele probleme care pot apărea în funcționarea sistemelor de distribuție apă și canalizare și care nu țin de operativitatea echipelor Raja sunt cele legate de lipsa energiei electrice. În aceste condiții abonații sunt rugați să dea dovadă de înțelegere pentru că Raja va face tot ce este necesar pentru re luarea alimentării cu apă imediat ce sunt rezolvate problemele apărute în furnizarea energiei. Consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt rugați să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societății la numărul de telefon 0241-924.